Zăpada mult așteptată și de giurgiuveni, mai ales în ziua de Crăciun, va veni mâine, anunță meteorologii. Nu putem vorbi însă de ninsori însemnate cantitativ sau de lungă durată. Apreciem că mâine vom avea condiții de precipitații slabe sub formă de ninsoare, deci neînsemnate cantitativ, dar aspectul va fi cel de iarnă frumoasă, să zicem așa. În ultimele două zile ale anului nu vor mai fi condiții de precipitații, iar temperaturile vor scădea sub 0 grade Celsius. Vremea va fi tot mai rece, devenind geroasă în cursul nopților și al dimineților, când minimele vor scădea până la minus 7 grade Celsius. Temperaturile din timpul zilei vor avea o evoluție similară, fiind în scădere. Vom trece de mâine la 5 grade, poi mâine la 0 grade, vorbesc în timpul zilei, iar pe data de 31 chiar sub 0 grade ziua, deci o să avem zi de iarnă, maxima nu va trece de 0 grade. Apoi pe data de 1 vom avea minus 2 grade, pe data de 2 minus 3 grade, pe data de 3 minus 1 grad și va crește treptat, deci la începutul anului următor vom avea o creștere, dar înainte vom suferi o perioadă temperaturi foarte scăzute. Așadar, pe 31 decembrie, temperatura din timpul zilei, la fel ca și cea din noaptea dintre ani, va avea valori negative. De la începutul săptămânii viitoare, însă, vremea se va încălzi, așa că nu vor mai fi zile geroase de bobotează și sunt așteptate ploi.